Exploratoarea care a călătorit în ultimele două decenii cât alții într-o viață are planuri mari pentru perioada următoare. În momentul de față am trei chemări. Una ar fi pe Bătrânul și Marele Enisei, este al treilea fluviu ca mărime din Rusia. Am promis unor tineri și nu numai tineri, grupul s-a mărit, să mergem din nou în Mongolia, pentru că în Mongolia 80% din populație este nomadă și ei pleacă cu turmele lor în podișul mongol, stau în iurte și ești liber. A mai apărut unul pe care o să fie greu. Deocamdată îl visez, așa. Este ultimul regat din zona himalaiană, Mustangul, în care viața s-a păstrat, să spunem, ca acum 5-600 de ani. Un explorator are nevoie de multe calități, spune Uca Marinescu, potrivit căreia o călătorie presupune atât o bună pregătire fizică, dar și o documentare minuțioasă. Presupune o pregătire de asemenea fizică foarte bună, și ca stare de sănătate, dar și ca posibilitatea de a merge mult pe jos și de a rezista la diverse condiții meteo și, să spunem, o spiritualitate specială. Să nu crezi că ești un om special și faptul că ești un om modest, ești la fel ca ceilalți ca acolo unde te duci, deci să te integrezi atmosferei lor de viață. Cei care vor să afle mai multe despre expedițiile întreprinse de Uca Marinescu pot urmări în această seară de la ora 21 o ediție specială a emisiunii Dialog 100%, care o va avea ca invitat pe cea mai cunoscută exploratoare din România.